Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Simona Pumazan, iată pentru început titlurile ediției. Din pauză, o elevă a ajuns direct pe patul de spital. Împreună cu o colegă a fumat etnobotanice chiar în curtea școlii. Detalii imediat în jurnal. O șoferiță de 64 de ani a făcut prăpăd într-o intersecție din centrul Piteștiului. Neatentă, femeia nu a acordat prioritate unei ambulanțe zmur pe care a lovit-o în plin. Multe informații în doar câteva minute. O femeie din Pitești a dus la curățătoria dintr-un hipermarket piteștean un costum al soțului, fără să știe că acesta avea 100 de milioane de lei vechi într-un buzunar. Ce s-a întâmplat când a mers să ridice costumul, aflați imediat la știri. Din pauză, o elevă a ajuns direct pe patul de spital. Împreună cu o colegă a fumat etnobotanice chiar în curtea școlii. Pasnicul instituției nu a văzut și nu a auzit nimic, dar recunoaște senin că la școală se fumează. Directorul i-a convocat pe părinți la o ședință, iar procurorii DIICOT au intrat pe fir. Da, ați auzit ce s-a întâmplat? Nu. Ați auzit că fuma etnobotanice și s-a făcut rău? Nu am auzit nimic. În curtea liceului Mihai Viteazul din Pitești a fost vacarm la orele prânzului. O elevă de 17 ani s-a prăbușit fără vlagă pe asfalt. Fumase, se pare, dintr-o țigară pe care ar fi găsit-o pe jos. Mai fumează copiii ăștia pe la liceu, pe aici? Păi fumează aici. Acuzat dureri de cap, ușoară agitație, anxietate. Adolescenta a fost luată de la școală cu ambulanța. Medicii au reușit să o stabilizeze pe loc și apoi au ținut-o de vorbă până la spital. Este echilibrată hemodinamic, respirator. A fost conștientă tot timpul, se află la noi în supraveghere, s-au recoltat probe biologice. Fata a recunoscut după câteva zeci de minute că a fumat dintr-o țigară pe care o avea de la o colegă. Au fumat împreună, nu și-a dat însă în vileag prietena. Fumează afară din liceu, nu? Spune. Deci în pauze vin aici și fumează, nu fumează mai de o mai fuma și cu scoate pe acolo. Avea clar simptomele unei persoane drogate. Nu putem să spunem, având în vedere că simptomatologia este destul de vastă. La liceu este acum anchetă. Am chemat și am convocat și părinții elevilor la școală. Am avut doi elevi care se presupune că au consumat etnobotanice într-o pauză, lucru pe care și le-au procurat ei știu de unde. Asta trebuie să afle acum procurorii de la DIICOT. Consumul de etnobotanice este extrem de periculos și poate duce la moarte. Într-o campanie, observatorul a atras atenția asupra acestui fenomen dramatic. Reporterii au demonstrat că ele pot fi cumpărate foarte ușor de la orice colț de stradă. Comercianții găsesc noi și noi substanțe care nu se află pe lista celor interzise. O șoferiță de 64 de ani a făcut prăpăd într-o intersecție din centrul Piteștiului. Neatentă, femeia nu a acordat prioritate unei ambulanțe zmurt pe care a lovit-o în plin. Salvarea avea semnalele luminoase și sonore în funcțiune pentru că transporta un pacient către spital. Din fericire, în urma impactului, pacientul și cadrele medicale de pe ambulanță nu au fost rănite. Șoferița neatentă a ajuns însă la spital cu răni ușoare. Ambulanța Smurd a fost chemată de urgență la un pacient care a acuzat dureri abdominale foarte puternice. A luat pacientul, a pornit semnalele luminoase și sonore și a plecat spre spital, într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Pitești, chiar dacă toate mașinile au oprit pentru a acorda prioritate ambulanței, o șoferiță neatentă a intrat direct în salvare. Și la participanți de trafic au cedat trecerea și pe banda întâia n-am mai avut ce să fac, a venit direct cu mine. Se îndrepta către spital. Semnale acustice și luminoase pornite, cei după banda a treia, a doua, au acordat prioritate și pe banda întâi a venit doamna cu mașina și s-au lovit undeva acolo, văd că s-au târât câțiva metri. Mașina, ambulanța noastră nu avea o viteză mare pentru că încetinise să vadă dacă îi se poate da prioritate, da. Impactul a fost destul de puternic. Singura rănită a fost șoferița neatentă. A fost transportată la Spitalul Județean Argeș, dar starea ei de sănătate este bună. Pacientul din ambulanța lovită a fost preluat și el de o altă mașină Smurd. Aveau pacientul mașină, a fost chemat o altă ambulanță, tot de la Smurd, care a preluat pacientul, l-a dus la Spitalul Județean și doamna care a fost implicată în accident, șoferul după mașina care o vedeți, a fost preluată și dânsa de un echipaj de la SAS și dusă tot la urgențe. Acum șoferița este cercetată de polițiști, s-au făcut măsurători și s-au ridicat probe de la fața locului pentru a se stabili clar cui este vina pentru producerea accidentului. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală și se continuă verificările. Șoferița va fi cercetată pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Circulația în zonă a fost îngreunată mai bine de o oră, având în vedere că este una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș.
O femeie din Pitești a dus la curățătoria dintr-un hipermarket un costum al soțului, fără să știe că acesta avea 100 de milioane de lei vechi într-un buzunar. Când a mers să ridice costumul, acesta nu a mai fost de găsit. De bani nici nu mai poate fi vorba. Femeia este acum disperată și va depune plângere chiar și la poliție. A fost un scandal monstru la curățătoria chimică din hipermarketul piteștean. Piteșteanca nu a știut că soțul a folosit costumul pe post de pușculiță. S-a gândit să-l curețe, așa că l-a luat și l-a dus la specialiști. Eu am plecat de unde lucrez, m-am dus acasă, era 9 fără un sfert, l-am luat repede, că am zis că la 9 închide și l-am dus și n-am știut că... Dar cei de la spălătorie au căutat în buzunare, nu în fața dumneavoastră? Nu au căutat nimica, nu. Mi l-au luat, mi l-au pus pe scaun, era o doamnă blondă, mi l-au luat, mi l-au pus pe scaun și mi-a scris bonul, mi-a luat banii și am plecat. Când s-a întors acasă și i-a spus soțului că i-a dus costumul la curățat, acesta s-a albit la față. I-a spus că avea 100 de milioane de lei vechi în acel costum. Femeia a mers să ridice costumul de la curățătorie, prezentând bonul. Numai că, surpriză, cei de la spălătorie nu au mai găsit costumul și, evident, nici banii. Costumul nu se găsea, i-am explicat fetei, nu era fata care i-am dat costumul în ziua respectivă. Și a zis că costumul nu este aici, a spus că în costum era 100 de milioane, a zis că costumul nu se găsește, nu este aici. Și i-ați arătat bonul? I-am arătat bonul aveam în mână, scris numele meu, suma plătită și a zis că nu, că să sune patroana, că nu știe nimica. Astăzi când a venit, n-a găsit nici bani în buzunarul la pantalonul costumului și nici costumul a spus că nu-l au. După mari intervenții, angajata a spus că va veni în seara asta costumul, dar prima dată a spus că nu se mai găsește acel costum pe care l-a adus la curățat. Deși femeia avea bon. Da, avea bon. Dar și cu bon a spus că nu se mai găsește costumul. Pe fir au intrat și polițiștii care au fost chemați la fața locului pentru scandal. Femeia este însă hotărâtă să depună plângere pentru furt. Depun plângere și la poliție. Nu se poate. E 100 de milioane, nu e un milion. Mai sperați să-i recuperați? Sper, nu știu ce să mai zic. Spuneți-mi ce se întâmplă și dacă femeia aș putea să-și recupereze banii, acuză că au fost furați bani din acel costum lăsat la curățătorie. În cazul în care persoana vătămată dorește să depună o plângere la sediul secției de poliție, are această posibilitate în termenul legal. Femeia speră totuși să-și recupereze banii, nu face parte dintr-o familie bogată, iar banii respectivi erau economiile de-a lungul a câțiva ani de muncă. 3200 de tineri vor întregi rândurile studenților Universității din Pitești. Este vorba despre studenții din anul întâi care au participat luni seara alături de colegii lor mai mari la deschiderea oficială a anului universitar 2014-2015. Într-un cadru festiv, ca în fiecare an, evenimentul academic s-a bucurat de o prezență numeroasă. Studenți, cadre universitare, dar și oficialități atât din țară cât și din străinătate. La festivitatea de deschidere a anului universitar 2014-2015, toți cei prezenți în sală au asistat la un moment solemn intonarea imnului României, urmat de un altul la fel de important și emoționant totodată, predarea cheii succesului de către un student masterand unui boboc din anul întâi. A fi student al Universității din Pitești nu înseamnă doar pregătire teoretică, ci și faptul că ai să pune piatra de temelie a formării noastre ca oameni de bază ai societății. Dragi studenți, dragi boboci, începând de astăzi, gaudeamus igitur juvenes dom sumus. La deschiderea oficială au fost prezenți reprezentanții ambasadelor și consulatelor țărilor furnizoare de studenți străini, Franța, Italia, Congo, Irak, Algeria sau Maroc. În sală s-au mai aflat și un director din cadrul Ministerului Educației Naționale, dar și manageri ai instituțiilor de învățământ și cultură din județ, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Argeș, colaborator din mediul de afaceri argeșan, autorități locale și județene, politicieni. Universitatea din Pitești începe noul an de învățământ cu aproximativ 11.000 de studenți înscriși la cele 11 facultăți. Aș dori să mă adresez acum tinerilor studenți, cei pentru care și împreună cu care noi cadrele didactice existăm. Mai ales studenților de anul întâi, probabil cei mai emoționați și cei mai interesați de instituție. Dragii mei, ați făcut o alegere foarte bună.
Ați ales o universitate puternică. Am reușit să ne impunem atât în țară, cât și în străinătate. Rezultatele obținute de către noi, absolvenții noștri, au confirmat acolo unde au mers și ocupă poziții importante pe piața muncii, în companii naționale și internaționale. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2014-2015 a continuat cu prezentarea celor 11 facultăți. Rând pe rând, decanii au prezentat tinerilor fiecare specializare și au vorbit despre multitudinea problemelor de licență și master. Ne-am înființat în anul 1996 și numărăm astăzi peste 1800 de studenți la programe de studii de licență, învățământ cu frecvență și fără frecvență, precum și programe de studii de masterat. Cele trei departamente ale facultății gestionează 6 programe de studii: management, marketing, administrarea afacerilor, finanțe, contabilitate și economie și afaceri internaționale. Acum urmează cealaltă etapă, începerea cursurilor pentru cei 11.000 de studenți. Adrian Dulcea a obținut cu SCM Argeșul Pitești prima victorie din sezon. Argeșenii s-au impus scor 1-0 în meciul din Dâmbovița cu Chindia Târgoviște. Victoria a fost obținută pentru că am făcut ce trebuia, a spus la final antrenorul Dulcea. SCM Argeșul Pitești a reușit să spargă gheața în noul sezon competițional. Elevii lui Adrian Dulcea au reușit să învingă spre surprinderea multora în meciul din deplasare de la Chindia. La Târgoviște, SCM Argeșul Pitești a câștigat cu 1-0. Sincer, am îndeplinit condițiile necesare ca să putem câștiga aici, în sensul că veneam după 2-3 jocuri bune, dar din păcate pe care noi n-am reușit să le câștigăm, doar 2 egaluri. Antrenorul argeșenilor, Adrian Dulcea, știe și ce a contat în mod special în victoria din Dâmbovița. Adversarul, Chindia Târgoviște, a fost obosit. Asta pentru că dâmbovițenii au avut duel anterior și în Cupa României cu FC Brașov. Oboseala adversarului de astăzi, care a terminat cu siguranță după jocul pe care l-au avut miercuri în cupă. Etapa viitoare, SCM va întâlni pe teren propriu ocupanta ultimului loc, FC Podari, vineri de la ora 16. FC Argeș 1953 a făcut din nou spectacol, de data aceasta la Albota. Piteștenii au disputat acolo meciul de pe propriul teren cu CS Curda de Argeș și au învins cu 7-1. Golurile alvioleților au fost marcate de Cosmin Ion, Andrei Barbu, Constantin Schumacher, Adrian Neaga și Cosmin Iancu. După această victorie, FC Argeș ocupă locul 2 în clasament cu 3 puncte mai puțin decât liderul CS Mioveni 2. Pentru Piteșteni urmează 2 meciuri în deplasare contra echipelor Victoria Buzoiești și AS Micești. 23 de medalii a obținut CS Mioveni la prima ediție a Cupei Mioveni la judo. Concursul s-a desfășurat duminică în sala de sport a școlii Liviu Rebreanu și a reunit la start judoca de la 6 cluburi din țară. Orașul Mioveni a găzduit prima ediție a Cupei Orașului Mioveni la judo. CS Mioveni a participat cu 20 de sportivi și a reușit să obțină locul 2 în clasamentul cluburilor sportive la numărul de medalii, cu 7 medalii de bronz, 9 de argint și 6 de aur. A fost un grup numeros, în jur de 80 și... 4 de sportivi. Și pentru anul sperăm să atragem mai mulți. Anul ăsta a fost ca început, prima ediție, și trebuia să lăsăm un pic să așeze lui. Extraordinar! O să vedeți la premieră. Extraordinar! Bine, și așteptam la câțiva sportivi foarte buni. Echipele participante au fost CS Mioveni, LPS Pitești, CSS Câmpul Lung, CS Medrobeta Turnu Severin și CS Strehaia. Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Mioveni în parteneriat cu Primăria Orașului și Consiliul Local. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă pentru această perioadă a anului în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi în general senin, vântul nu va depăși pragul de moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra ușoare variații. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 6 și 8 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 21-23 de grade Celsius.
Doamnelor, domnilor, punem punct aici observatorului local. Sunt Simona Pomazan. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty